și-a pus capăt zilelor din cauza sărăciei și a necazurilor. O femeie de 59 de ani din Pitești s-a aruncat de la etajul 4 de la balconul apartamentului în care locuia. Alertați de bufnitură, vecinii au sunat imediat la 112. Medicii ajunși la locul tragediei nu au mai putut decât să constate decesul femeii. Am găsit pacienta fără funcții vitale, în urma căderii de la o înălțime de aproximativ 12 metri, leziuni traumatice multiple, incompatibile cu supraviețuirea. Vecinii spun că femeia era văduvă de 5 ani, avea probleme cu vederea și trăia în sărăcie. Ea ceruse ajutor social, dar fără niciun rezultat. Mai mult, femeia era bătută aproape zilnic de fiul de 27 de ani pe care îl întreținea. Am înțeles că s-a dus să ceară un ajutor la, mă rog, unde, la primărie, undeva anume și nu a băgat cu nimeni în seamă. Asta am auzit. Nu-mi vine să credă fata asta. Nu vine să cred cât de necăjit a fost. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a afla cu exactitate împrejurările în care a murit femeia.